Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest clip vă voi prezenta top 10 lucruri de făcut dacă vrei să devii milionar. 1. Stabilește-ți obiective clare Primul pas spre a deveni milionar este să stabilești obiective clare și să le urmărești cu determinare. Alege să-ți concentrezi eforturile pe un obiectiv principal și stabilește un plan de acțiune pentru a ajunge acolo. Planul tău trebuie să fie realist și să fie împărțit în pași mici, pentru a ajuta să faci progrese constante. 2. Investește inteligent Investiția este cheia succesului în afaceri și, pentru a deveni milionar, trebuie să investești inteligent. Învață cât mai multe despre diferite tipuri de investiții și alege unul care ți se potrivește cel mai bine. Investește într-o afacere pe care o înțelegi și care are un potențial de creștere semnificativ. Fi pregătit să îți asumi riscuri. Și să înveți din greșeli. 3. Educația financiară. Cunoașterea și educația financiară sunt esențiale pentru a putea lua decizii inteligente cu privire la banii tăi. Studiază finanțele și învață cât mai multe despre investiții, economisire și managementul banilor. Citește cărți, urmărește seminarii și întâlnește-te cu experți în finanțe pentru a-ți extinde cunoștințele. 4. Disciplina financiară. Pentru a ajunge la un milion trebuie să ai o disciplină financiară extraordinară. Să știi cum să-ți gestionezi banii, să-ți planifici cheltuielile este esențial. pune te o parte din venitul tău lunar pentru economii și investiții. Acesta poate fi un procent fix, cum ar fi 10% din venitul tău lunar. Fii consistent cu cheltuielile tale și elimină cheltuielile care nu sunt esențiale. 5. Lucrează mult și cu pasiune. Pentru a ajunge la un milion trebuie să lucrezi mult și să ai pasiune pentru ceea ce faci. Dacă îți place ceea ce faci, este mult mai probabil să reușești. Lucrând mult, vei reuși să faci progrese rapide și să te apropii mai mult de obiectivele tale. 6. Învață să faci afaceri Dacă vrei să devii milionar, trebuie să înveți cum să faci afaceri. Învață să-ți dezvolți abilitatea antreprenorială și să-ți construiești propria ta afacere. Alege una care are potențial de creștere semnificativ și care poate fi extinsă în timp. 7. Creează valoare. Pentru a fi de succes în afaceri, trebuie să creezi valoare pentru clienții tăi. Alege o afacere care rezolvă o problemă importantă pentru clienți sau care oferă ceva unic și valoros. Concentrează-te pe crearea de produse sau servicii care aduc un plus de valoare și care pot fi comercializate la un preț competitiv. 8. Caută oameni de succes. Încearcă să găsești oameni de succes care te ajută și cu care poți colabora și poți învăța de la ei. Aceștia pot fi mentorii tăi, investitorii sau partenerii de afaceri. Caută oameni care au experiență și care pot fi de ajutor în dezvoltarea afacerii tale. 9. Nu te teme să îți asumi riscuri. Pentru a ajunge la un milion trebuie să fii pregătit să îți asumi riscuri. Alege oportunități de afaceri care presupun riscuri, dar care pot aduce câștiguri mari. Nu te teme să faci greșeli sau să eșuezi, ci învață din ele și mergi mai departe. 10. Nu te concentra doar pe bani Deși obiectivul tău poate fi de a deveni milionar, nu te concentra doar pe bani. Concentrează-te pe construirea unei afaceri de succes și pe crearea de valoare pentru clienți. Fii pasionat de ceea ce faci. Bucură-te de procesul de dezvoltare al afacerii tale. În concluzie, pentru a deveni milionar trebuie să ai obiective clare, să investești inteligent, să ai educație financiară și disciplină financiară, să lucrezi mult și cu pasiune, să înveți să faci afaceri, să creezi valoare, să cauți oameni de succes, să-ți asumi riscuri și să nu te concentrezi exclusiv pe bani. Acesta este un proces care necesită muncă, determinare, dedicare, dar cu pacmiș și perseverență oricine poate ajunge la succesul financiar. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși pe like și să te abonezi. Toate cele bune până la următorul!